tu este prietenul meu cel mai bun, să spun așa. După ce am gustat ce înseamnă în adevărat să cânți la flaut, după aceea a fost foarte ușor să evoluez. Deja simt o bucurie când îmi iau instrumentul în mână, te simți altundeva. Deci, ești una cu instrumentul și ești una cu piesa. Mă numesc Covaci Adrian, am 20 de ani. Am terminat anul întâi la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, la specializarea flaut. Prin muzică putem să descoperim foarte multe informații despre colegii noștri, putem să vorbim despre sentimentele noastre, despre gândurile noastre prin flaut, prin alte instrumente și cred că cei de la alte universități pierd foarte mult din acest sentiment. Suntem destul de mulți, aproximativ 20 de flautiști și ne înțelegem foarte bine. Avem două săli, câteodată stăm împreună într-o sală vreo 10 persoane și vorbim despre orice, despre muzică, despre viață, cântăm la pian, cântăm la flaut. Profesorii au fost înțelegători, au fost foarte zâmbăreți și mi-a dat așa o putere. Mă motivează foarte mult când ascult un concert sau o piesă muzicală. Mă motivează faptul acela că am ajuns aproape la nivelul interpretului. Muzica a fost o parte din mine. De când eram mică, am fost obișnuită cu pianul, cu muzica, cu corul. A fost o parte din mine și mi-a plăcut foarte mult că dă un sentiment pe care nimic și nimeni nu-l poate da.